Nu te-am mai văzut așa emoționat de nu știu cât timp. De altfel e și de bine unui bărbat cu puține emoții, să știți, mai ales în prag de sărbători. Vă mulțumesc tuturor pentru prezența la acest eveniment pe care eu îl găsesc o inițiativă extrem de bună, una extrem de necesară pentru o dezvoltare eficientă a județului Argeș, pentru că, da, așa cum spunea colegul meu Ionuț Gheorghe, e nevoie de atragere de investiții și nu doar în Călinești. Vă mărturisesc că simt această nevoie acută și eu și foarte mulți argeșeni să găsim soluții pentru atragerea de investiții peste tot în județul Argeș, pentru că avem nevoie de locuri de muncă și avem nevoie de salarii mai mari. Până acum, cel puțin în zona aceasta în care ne aflăm, în comuna Călinești, din punctul meu de vedere, nu a existat o mână întinsă către mediul de afaceri. Un mesaj clar către mediul de afaceri de a se apropia de Călinești n-a fost, deși la ultimul recensământ comuna avea peste 10.000 de locuitori. Nu greșesc, nu era locul 2 după Bascov în județul nostru. Din păcate, administrația locală, pe care o numesc neperformantă și vă rog să nu o luați în cheie politică, efectiv, a fost o administrație locală neperformantă, predominată de scandaluri constante, cu o imagine falsă, cu o imagine de instabilitate și de impredictibilitate. Toate aceste lucruri ne-au încurcat, n-au ajutat deloc comuna Călinești. Gândiți-vă că este acea zonă, parte a zonei urbane centrale a județului nostru, între Ștefănești și Topoloveni, o zonă în care locuiesc 10.000 de oameni, dar lipsesc 30 de ani de strategii de dezvoltare economică unitară. Este zona în care lipsește cu desăvârșire un parc industrial, nu avem servicii publice integrate, nu avem o rețea de transport în comun public de calitate către Pitești.